Valeria, bine te-am găsit. Să știi și cei care ne privesc că ne cunoaștem de două zile. Da? Astăzi este a doua zi. A doua zi, da. Aseară ne-am întâlnit în mall și să știi că am o stare de parcă te-aș cunoaște de viață. Mă bucur că totuși am dat senzația că sunt deschisă și îți mulțumesc pentru invitație. Ne aflăm în Dubai. Însă vreau să te întreb de unde ești de Baștină, originară. Sunt din satul Bujor, deci precum vedeți sunt un bujor, doar că în Dubai, raionul Hâncești. Acolo te-ai născut, da, ai copilărit? Acolo am copilărit, am învățat, de acolo sunt, de acolo mi se trag rădăcinile. Cum a început aventura ta în Dubai? Aventura mea a început din 2007. Deci aveam o prietenă care era un manager la un restaurant românesc și care m-a invitat, deci m-a invitase mai de mult, dar n-aveam curajul, pentru mine era Dubai. Și am venit în luna mai, trebuia să fie ziua de naștere a surorii mele și zic că o să fac o surpriză înainte. Și așa a fost. Ai luat-o și pe ea cu tine? Da, am venit împreună pe 10 zile, după care uite cum ironia vieții a fost să rămân aici. Din 2007. Dar ce făceai în Moldova până a venit în Dubai? În Moldova am lucrat și la piață. Am ajutat-o pe o mătușă de-a mea care se ocupa cu reparații. Adică n-aveam un job. Dar nu este o rușine să vinzi la piață, să faci reparații? Este o muncă decentă prin care îți câștigi existența. Da, doar că... Și eu am muncit, mergeam cu ziua la prășit, la cules castraveți roșii. Nu văd în asta o rușine. Nici eu n-am văzut niciodată, pentru mine munca a fost mereu, munca slăvește omul. Exact, știi? Da, da, da. Și n-am văzut nimic, dar doar că încet, încet, mama deja era plecată și asta a fost să fie... Muncea undeva peste hotare? Da, mama a fost în Israel. Muncea ca să vă întrețină pe voi? Da, într-un mod oarecare. Dar cum a reacționat ea când ai zis că pleci cu sora în Dubai? Nu, nimic. Mama m-a zis ok. De fapt a fost așa și pentru ea o surpriză și am zis că mergem. Și atât. Dar i-ai zis inițial că plecați într-un mică vacanță, da? Da. Ea nu știa nimic că vreți să rămâneți aici. Nici nu am avut, de fapt, în plan. Doar că fiind deja aici, văzusem cu totul altceva despre ce era despre ce se vorbea în Republica Moldova. Și care a fost prima ta impresie când ai ajuns aici? Prima mea vizită la mall a fost, pentru mine, a fost ceva wow, deoarece pe timpurile alea noi nu prea aveam mall-uri, așa să zicem. Și orașul cum ți-a părut? Orașul mi-a plăcut enorm, dar a fost și ceva ce n-am mai văzut. M-a impresionat. Și ce m-a făcut să rămân, cred că a fost că toți vorbeau în rusă. Întrebau dacă avem nevoie de job. Era perioada când foarte mulți ruși veneau aici, ucraineni, erau români și auzeam, zic, mă întrebam ce fac. Engleza nu o cunoșteai? O cunoșteam, doar că nu era atât la nivel de convorbire. Da. Și după 10 zile de odihnă, cum ai decis ca să rămâi aici? Prietena mea mi-a zis că poți să încerci. Și primul meu job aici în Dubai a fost în o agenție de turism. Mi-a fost ușor deoarece managerul era armean și vorbea rusa. Am lucrat la recepție, după care am început să învăț, am terminat un curs pentru vindere pe Galileu, adică pentru vinderea biletelor. Nu mi-a fost ușor, dar... Ai învățat și engleza, probabil. Da, da, sigur. Pe lângă vinderea biletelor, ce mai făceai? Erai ghid sau...? Eram și ghid seara, pentru că salariul care îl primeam pe atunci era 3500, echivalentul la, da, era echivalentul la 1000 de dolari. Uh-huh. Și mai luam seara, trebuia... Suplimentar? Da, suplimentar, ca să duc turiștii la hotel și fiind vorbitoare de limbă rusă și română, asta m-a ajutat foarte mult. La ce îți ajungea 3.000 de dirhami atunci? Nu știu dacă mi-ajungea, dar eu eram mulțumită că pot face. Nu știu, cred că nu mă gândeam atunci. Nu mă gândeam să strâng o avere sau... Era o experiență care
Cred că fiecare om din viață trece prin astfel de momente, știi? Mereu e ceva de unde încep. Și am zis că ok, eu aș putea face mai mult, dar trebuie să încep de undeva. Cât ai stat acolo? Cât ai muncit acolo? Am stat 3 ani și după care am zis că vreau să... am luat o pauză. Între timp am cunoscut și soțul. Sunt căsătorită cu un cetățean al Yemenului. E un arab, e musulman și știu că foarte mulți se întreabă dacă m-am convertit, nu? Despre viața ta și căsnicia ta cu un arab vom discuta puțin mai târziu. Să le luăm așa pe rând. Ai 3 ani, sau, da? Da, ai muncit, 3 după ani, care? După care am mers în retail, am zis că merg în ceva unde m-aș simți eu mai bine și ca orice femeie dorim să fim frumoase și am mers în, cu make-up-ul. Da, muncesc de 12 ani. Dacă la ce companie? E compania Chalhou, un brand foarte recunoscut, un brand francez care se numește Sephora. Și sunt mândră că am luat-o la fel, de la zero. Ce ți-a fost mai dificil la început? Limba. Mi-era foarte greu pentru că eu la școală învățând limba franceză, cu toate că n-am vorbit niciodată franceză, dar n-am avut oportunitatea să învăț engleza. Aici a fost școala vieții și aici am învățat absolut tot. Era o prioritate ca să vorbești limba engleză? Era și o cerință? O cerință, era unele din cerințe, dar din nou revin, vorbitorii de limba română și limba rusă erau foarte solicitați. De ce? Pentru că erau foarte mulți turiști care veneau aici. Vorbeau română și rusă? Da. Ucraineni, deci tot... toate țările din fosta Uniune Sovietică. Kazakhstan, Kyrgyzstan, deci toate țările absolute vorbeau limba rusă și era o necesitate, adică cerințele era doar dacă vorbim limba rusă. Ți-a fost greu să începi să vorbești limba engleză, să deprinzi lucrul? Nu mi-a fost atunci când, deci ești în fiecare zi, te obișnuiești, știi, și fără să-ți dai seama, te trezești într-o zi și zici, băi, uite, vorbești și limba engleză, da. Ai început de la un post mic. Da, am început de la beauty consultant, am fost mulți ani. Mi-a plăcut, cu toate că nu aveam atât de multe cunoștințe în domeniu, dar treptat am fost ambițioasă și am învățat. Cu multă muncă, cu dragoste, cu răbdare, am trecut. Acum ai funcția de? Acum sunt manager, sunt la skincare categorii și sunt foarte fericită. Ești mulțumită de ceea ce faci? Da, sigur. 12 ani, Valeria, e mult. Se zice că odată la 5 ani ar trebui să ne schimbăm serviciul. Probabil o faci cu dragoste, ce faci. O fac cu dragoste, că de multe ori cineva mă întreabă câți ani muncești în companie și trebuie să mă gândesc, pentru că făcând un job care cu adevărat îți place și ai pasiune pentru acest job, nu simți. Până și din companie am avut o ședință și mă întreba cineva câți ani sunt în companie și zic, stai puțin, că... deci, am venit în 2012 și cred că sunt 12, da? Nu vreau să... Ai venit 17 ani. În 2007 ai venit. Da, dar în 2012 am început jobul cu Sephora. Și de-aia nu sunt cu numele, nu vreau să socot. Nici ani, dacă mă întreb câți ani am, nu țin minte. Care este misiunea ta? Ce faci? Am 12 în categoria mea. În magazin avem peste 70 de oameni, lucrători, care sunt diferite categorii, de la parfumuri, sunt la make-up, skincare. Tu zilnic ai în subordinea ta 70 de persoane. Pot să fie 50,
Între 50 și 70. Da, chiar aseară când venisem la tine erau foarte mulți și te întrebam, Valeria, cum reușești să ții în frâu tot sistemul ăsta? Nu știu, pentru că e un colectiv foarte mare. Eu sunt o persoană foarte activă și iubesc foarte mult să comunic. De aia cred că niciodată n-am simțit, sinceră să fiu, nici nu mă simt obosită. Deci, pentru mine, traficul ăsta, nebunia asta, îmi dă energie. N-aș putea, cred că, să muncesc într-un magazin unde e foarte quiet. Nu cred. Dar este dificil să menții un astfel de colectiv zilnic? Nu știu dacă e dificil, fiind atâția ani, știi, înveți treptat cum să mergi. Multă responsabilitate. Da, da, da. În afară de când muncitorii noștri, lucrători, avem și clienți care câteodată s-ar putea să avem și niște plângeri ceva sau... Clienți pretențioși. Da, clienți pretențioși, dar totuși încercăm să fie totul la nivel. Și îți reușește. Sigur, sigur. Pentru tine contează și partea financiară? Acum n-aș putea să mint să zic că nu, dar nu sunt o materialistă. Îmi ajunge un om cât îi trebuie, de fapt. De fapt, cred că să aibă... Ei, unii doresc mai mult, alții se mulțumesc cu ce au. Nu, eu nu. Eu aș avea multe de dat și pentru mine un om bogat e un om cu suflet mare. Cred că asta contează mai mult, dar n-aș zice că aș munci... fără nimic, da? Sunt bine. Sunt foarte bine chiar. Ești bine pentru că muncești foarte mult, Valeria. Chiar aseară, când plecai acasă, era ora 2 când mi-ai scris ca astăzi ne vedem pentru interviu. Muncești foarte mult. La ce oră ai început ziua de muncă ieri? Ieri ziua am început-o la 3:30. Și la 2 ajungeai acasă. Da. Foarte mult. Da. Îți place ce aici faci și... dă și rezultate. Da. Din ce țări ai angajați? Sunt foarte multe țări. Avem în magazin, avem, cred că, vreo 40 de țări. Din Moldova aveți? Avem și din Moldova. România? Din Africa, avem din România, avem din Rusia, avem din Ucraina, din toate, Kârgâzstan, adică vorbesc de toate țările, Etiopia. Cu colegii care sunt din Republica Moldova, aveți o relație mai aparte sau pentru tine angajații sunt toți la fel? Angajații, pentru mine, vreau să zic că la fel sunt toți, adică atâta timp când suntem la muncă, suntem la muncă și atunci când suntem afară, sigur, pentru mine moldoveanul e aici și frate, știi? Dacă vine vorba de moldoveni, există o organizație a diasporei din Moldova sau dacă țineți legătura, cât de des vă vedeți aici în Dubai? Avem pe Facebook, Moldoveni în UAE, și cred că acolo suntem foarte receptivi toți, pentru că atâta timp când cineva are nevoie de ceva, suntem toți sărim. Pentru că suntem o mână de oameni, totuși nu suntem atât de mulți. Dar aici, cât de uniți sunt moldovenii în Dubai? Suntem uniți, suntem apropiați de și români, dar ca moldoveni suntem uniți. Atunci când ai nevoie, vă întindeți o mână de ajutor? Da, sau nu? Da, da. Deci am avut cazuri, spre exemplu, fiind atâția ani în magazin, am întâlnit foarte mulți moldoveni care veneau și îmi spuneau, văzându-mă pe moldoveni în UAE, văzând că muncesc acolo și veneau cu CV-ul și zic, poți să mă ajuți, te rog frumos. Zic, da, sigur, cu plăcere. Chiar avem moldovenci care lucrează cu noi în companie, doar că nu sunt la mine în magazin, dar am ajutat. Dar au fost situații când ți-a fost rușine că acea persoană este din Moldova? Nu, niciodată. Eu nu văd asta o rușine. Prin faptele care le-a făcut, cumva te-a făcut să... Nu cred că am avut așa situații ca să aibă ceva, o faptă... Aici am înțeles, disciplina este... Da, disciplina e disciplina și legea este lege
E foarte bine. Știi ce? Uitasem să te întreb referitor la serviciu. Aveți un flux de clienți foarte mare. Ai avut personalități care v-au călcat pragul magazinului? Foarte multe, foarte. Și, de exemplu? Dacă vorbim de România, am avut-o pe Delia. Sunt foarte mulți. Antonia. Din Rusia, mulți artiști, da, Valeria, interpreți. Valeria, Jasmin, chiar avem și poze. Republica, da. Moldova? Republica Moldova, nu cred. Nu cred că am întâlnit pe cineva, dar au fost politicieni, uh-huh, care... Ai avut ocazia să discuți? Nu am avut ocazia, dar mi-au spus colegele mele că au fost moldoveni și sunt mereu... Am întâlnit foarte mulți prieteni deja, care pe parcurs am devenit prieteni, care vorbind limba română în magazin, îți dai seama, vrei să-i ajuți, vrei să-i... cu tot ce poți. Valeria, este dificil să te realizezi într-un oraș atât de mare, unde concurența între oameni este atât de mare? Mă rog, fiind moldovean, că ai ajuns sus acolo, există invidie? Nu știu dacă există invidie, dar... N-aș zice că e ușor și n-aș zice că e greu. Dorință trebuie să ai și multă răbdare. Dorință de muncă. Cred că asta e succesul aici. Acum vreau să discutăm despre un subiect pe care mulți îi interesează. Mm-hmm. Ești căsătorită cu un arab, da, dar te vedem la față, la ochi. Ca un bujor. Exact. Cum este așa posibil? Dar să începem, cum ați făcut cunoștință? Cum am făcut cunoștință? Am făcut cunoștință chiar de la început. În ce an? 2007, uh-huh, deci chiar după 2 luni când eram aici. Eram, după cum ți-am zis, că eram în agenția de turism, eram focusată foarte mult, voiam să învăț, mă dedicam într-adevăr carierei. Pentru mine atunci, la moment, era ceva, wow, te-am reușit. Uh-huh. Și trebuia să învăț și limba engleză. Și trăind, că atunci trăiam în sharing cu o prietenă care muncea cu noi la fel. Și zice, uite, tu știi, atât ești de energică mereu și vreau să-ți fac și eu cunoștință cu un prieten, un cunoscut de-al meu, care e foarte timid și zic... Așa, reacția a fost, să nu-mi zici că e arab. Și la care zice, da, dar e diferit arab. Zic, ok. M-a întrebat dacă pot să dau numărul de telefon, l-a dat și asta a urmat. Eu am uitat, după care la o săptămână cred că m-a sunat și noi având șoferul care mergeam la aeroport pentru să luăm turiștii, se numea la fel. M-a sunat și am crezut că e el. Zic, nu, cred că azi nu mergem la aeroport. Și după care a închis, a vorbit cu prietena mea, zice, ce prietena ai, că mi se pare că e nebună. N-am înțeles. Și zic, ok. Am lăsat. La care am zis, au, păi nu mi-a zis că mă sună el, știi? Și uite, așa am mers. La care cred că am revenit cu sunetele la 2 săptămâni, am sunat eu sau el m-a sunat, nu mai țin minte, nu mai rețin. Și trebuia să ne întâlnim după muncă, am zis că merg acasă, o să dorm puțin și după care mergem la cină împreună. Am adormit, bineînțeles, fiind începând munca dimineață, la 6 am ajuns, am adormit, m-am trezit la 11, având peste 40 de apeluri, îți dai seama. Și prietena zice, aoleu, te-a sunat. Și zic, ok, păi, îți dai seama, te-ai trezit, zic, dacă ies acum, o să fie târziu, nu cred că mai mergem. Și el a sunat și am zis că îmi pare foarte rău, dar e târziu deja. Și prietena îmi zice, mi-e foame atât de tare și mi-a zis că, ok, vrei să mănânci ceva? Da. Și întreb pe ea, zic, ce anume? Ți pizza. Am zis pizza și am avut pizza. A fost prima noastră întâlnire. La deci, a venit cu pizza acasă? Da. În 2 minute am stat, doar ne-am privit și asta a fost primul... Cât a durat relația voastră până la căsnicie? Din 2007. În 2008 noi deja
a fost tatăl meu aici în Dubai, pentru că e o tradiție la ei, nu știu dacă se poate să zic așa, a trebuit să ceară mâna de la tată sau de la o parte bărbătească, tata sau frate. Și țin minte că când a venit el, a cerut, mi-a făcut surpriză și nu eram sigur, știi? Adică era totuși, stai puțin, ce fac? După care, în 2008, când a venit fratele meu, atunci m-am decis, pentru că din nou mi-a cerut, a venit cu inel și toți fratele mi-a spus că mi se pare că e un băiat foarte ok. Sunteți de aceeași vârstă? Diferența e de 2 ani. Adică, da, suntem aproape de vârstă. Valeria, pe tine nu te-a deranjat faptul că este arab pentru că știi care este statutul femeii la ei? Nu cred, adică, nu știu, atunci. Pentru mine. Sigur că aveam întrebări, acum nu pot să zic că nu, da, mă gândeam, îți dai seama, mă căsătoresc, poate se întâmplă, poate îmi zice să mă convertesc, adică am avut discuții. De-aia și din prima n-am acceptat atunci când a făcut cunoștință cu tatăl meu, dar am discutat foarte mult. Deci ce ne facem dacă avem un copil? Pentru că sigur sunt atâtea istorii care le putem vedea acum și era o frică, da, bineînțeles. Dar el ți-a zis ca să te convertești la religie? Nu, niciodată. Nici el nu e atât de... El crede, știi, și mie... De fapt, ce m-a uimit la el, că având discuțiile astea foarte des, mi-a zis odată că, uite, Valeria, pentru mine, eu nu știu cum oamenii fac așa ceva, dar un credincios, adică un musulman adevărat, niciodată nu o să impuie o altă religie. Și la fel, adică m-a pus pe gânduri, știi? Atunci de ce? Chiar cunosc unele moldoveni și care s-au căsătorit cu musulmani și au luat religia, adică s-au convertit. Da, cunosc și eu, după care s-au desconvertit. Și mi se pare un lucru foarte serios când faci acest pas. Nu cred că aș merge la asta. Zici că pe tine nu te-a speriat faptul ăsta că este arab. Dar nu te gândeai cumva că o să fii judecată cu uite moldoveancă, frumoasă? Ai plecat în Dubai, ți-ai găsit pe cineva bogat și uite că... Da, am avut foarte mult, foarte des întrebările astea. Deci toată lumea de la început mă întreba, dar e bogat? Zic, da, da. Și zic, măcar bine că ți-ai găsit unul bogat, știi? Adică chiar... Dar lumea nu înțelegea pentru că pentru mine chiar a contat un bogat la suflet. Deci nu era neapărat bogat material, da, nu. Dar ai fost judecată? Nu știu dacă am fost judecată, dar oricum am fost întrebată. De la început, eu nu știu dacă mă... Nici nu mă deranja. Cum a reacționat părinții tăi? Că le-ai spus că este arab. Mama a fost așa... Bine, pot să vorbesc și eu cu el. Momentul fain a fost că, bine, zic cum, da, sigur, poți să vorbești. Și el a început să învețe limba română. Sigur, de la început erau anumite fraze, bună ziua, ce faceți, cum vă simțiți, da. Și mama zice, da, e drăguț. Cred că asta a fost primul contact dintre ei. Și acum vorbește română? Da. Datorită ției? Da. Da. Dar tata? Tata a fost mai... Nu, tata a fost ca bărbat, cred că a zis că e ok. Și mai cu seamă că sunt 2 lei. Că în familie avem 3 lei. Avem tată, frate și soț. Nu pot să nu te întreb cum au reacționat părinții lui, tu fiind de altă religie, și dacă te-ai văzut cu ei atunci. Fizic cu părinții lui nu ne-am văzut niciodată. Au fost frații lui aici, a fost sora lui. Ne-am văzut fizic, dar cu părinții nu. De la început, părinții nu cred că nici înțelegeau, pentru că nu știau unde este Moldova. Credeau că e aici undeva. Îl întrebau de ce sunt atât de frumoasă. Dar de religie?
Sigur s-au întrebat. Ei mult, cred că vreun an și ceva, nici nu știau că nu sunt musulmană. Ei... Dar n-au fost împotriva relației voastre? Soțul îmi zicea că au avut o discuție și el a fost foarte franc, le-a spus că eu mă căsătoresc, asta e viața mea și eu am ales. Tu nu ai fost acolo. De unde este soțul, apropo? Născut în Saudia, dar cetățean al Yemenului. La ei, să te vezi cu părinții, cu familia, nu ai fost? Nu. Există o temere, o frică sau de ce nu mergi? Cred că nu sunt pregătită să merg în Saudia, pe ei locuind acolo. Saudia e o țară unde strict toată lumea, dacă e din aeroport, trebuie să fii cu hijab, tot îmbrăcat și eu cred că nu am curaj, nu știu, dar nu pot. Nu ai curaj, nu ești pregătită pentru asta. Nu sunt pregătită. Dar părinții lui nu au dorință, nu îi zic, măi, deja sunteți o familie. Vorbim, dar... Ea zice, mama lui, spre exemplu, de multe ori zice că eu sunt frumoasă și să am grijă de băiatul ei. Și asta este important. Da, cred că e foarte important. Și pentru mine și pentru ea. Ea e sigură și eu sunt sigură. În ce limbă vorbiți? Acasă. Cu părinții lui. În engleză și în arabă. Cunoști arabă? Da. Acum cunoști patru limbi. Româna, rusa, engleza și araba. Așa aș putea zice că înțeleg și italiana, că totuși fiind din... Da, ne descurcăm. Frații lui, are frați, surori? Da. Cu ei în ce relație ești? Bune, vorbim. N-aș putea zice că vorbim în fiecare zi, dar ne felicităm de sărbătorile lor. Vorbeai despre acea îmbrăcăminte pentru femei. Uh-huh. Cum se numește ea? Abaya. Abaya. Da. De ce tu nu ai abaya? Și cine trebuie să o poarte? Doar femeia care a trecut la religie? Nu e neapărat doar femeia. Poate să o poarte oricine, dar nu știu, eu nu sunt pregătită pentru a purta așa ceva. Dar ai încercat? Îmi place, da, da. Îmi place, sunt abai foarte scumpe aici. Dar nu cred că aș putea. Știi ce am observat, Valeria, chiar aseară? Sunt femei cărora li se vede doar ochii. Sunt unele care își permit să descopere fața. Care este diferența? Îți dai seama, fiind atâția ani, deja îmi dau seama. Și după dialect pot să le înțeleg. Dar care sunt acoperite toată fața, mai mult sunt din Saudia, Oman. Sunt și din Dubai, dar... Dubai nu anume din oraș Dubai, dar pot să fie Alain, din alte emirate. Spre exemplu, doamnele din Libanon sunt complet deschise. Palestinia sunt foarte acoperite. Care este statutul femeii? Mai ales din prisma ta. Ești căsătorită cu un arab. Care este statutul femeii în familie? O femeie trebuie să fie iubită. Trebuie să fie respectată și având soț arab, vreau să zic că pentru el mama e cel mai important om din lume. Pe numărul 2 sunt eu, pe locul 2. Suntem două persoane și mama mea. Foarte mult o iubește pe mama mea. Cu toate că nu vorbește, nu? E timid puțin, dar de multe ori când avem discuții îmi povestește foarte mult ce simte, cum o vede pe mama mea. Și îmi zice că femeile din Moldova au fost foarte chinuite, foarte mult muncite. Și asta ei apreciază, pentru că el, trăind în Saudia, au avut bonă, au avut cineva care are grijă de casă, care gătea. Și pentru el, îmi zicea de multe ori, zice, păi nu luăm și noi pe cineva să ne ajute acasă? Zic, păi, dar eu ce fac? Înțeleg bine, la voi în familie sunteți la egal atât bărbatul cât și femeia? Da, da, da. Dar la câteodată el... Câteodată aș putea și eu mai sus să fiu, câteodată, știi, trebuie să balansăm. Dar la ei în familie, bărbatul? Da, bărbatul, dar... Bărbatul, da, bărbatul are ultimul cuvânt, dar... Femeia poate să ia decizii sau totul depinde de bărbat? Sigur
că iau decizia asta, e o legendă, precum legendele că se căsătorești și au 4 femei, cât e limita. Dar din nou, asta cred că au fost ani mulți în urmă. Da, apropo, tatălui, socrul tău, are doar o singură soție? Da. La voi în familie nu s-a discutat despre asta, că nu știu. Da, da, pentru că la un moment dat avem nașii din Republica Moldova la care făcea o glume pe seamă și zicea, păi fină, uite, deci prima soție Valeria, acum ai încă 3. Și el îmi zicea că cred că o moldoveancă face cât 4. Și nu. Ați discutat și despre asta? Da, da, da. Și cum privești tu lucrul ăsta? Nu cred că aș accepta să fiu nici a doua, nici a treia, nici... Pentru că într-o relație trebuie să fie doi doar. N-aș putea, nu cred. Aș trece. Și dragostea care o aveți între voi rămâne doar pentru voi? Da. Da. Nu, asta. Nu. Peste cât timp ai devenit mămică? Mult timp. Noi ne-am căsătorit în 2010 și în 2018 am născut. După aveți un băiețel? Un băiețel pe nume Elias, un bujor. Să fii sănătos. Da, mersi. Este cu voi? Nu, este cu bunica, este în Republica Moldova, acasă. De ce ați decis ca să nu fie aici cu voi? De la început a fost aici, până la vârsta de 2 ani, dar faptul că, după cum ai și realizat ieri, că muncim foarte mult, practic nu-l vedeam. Deci dacă mergeam dimineața, ajungeam seara târziu când un copil trebuie să doarme, trebuie să aibă un regim. La fel mama a fost aici cu el, dar am înțeles că nu. Și n-aș putea să dau pe jumătate, adică jumate din timpul meu, pentru că eram foarte, foarte ocupată la muncă. Cu tata? În ce limbă vorbește băiatul? În română. În română? Da. Băiatul este botezat, creștinește? Da, da, da. Și-a acceptat soțul? El fiind da, musulman? Acceptat. Am avut sigur că și discuții din privința asta, dar mi-a zis că eu sunt, am tot dreptul, pentru că eu l-am purtat în burtă 9 luni de zile. Și dacă copilul lui, când va avea 18 ani și va fi, o să dorească să ia religia musulmană, ok. Dar el nu impune. Dar părinții lui cum au reacționat când ai botezat băiatul? Nu știu, chiar n-am discutat de lucrul ăsta niciodată, dar nu cred că... Nu cred, pentru el e un băiat, are doar un băiat. Și îți dai seama ce bucurie a fost. Chiar n-am discutat. Este primul tău soț și ultimul. Da. Și la el, la fel. Da. Trăiește o poveste de dragoste. O poveste ca toată lumea, știi? O poveste pe care ți-o faci singur, de fapt. Îți scrii cartea singur, știi? Din câte am înțeles, soțul se trage dintr-o familie bogată. Bine, bogată, poate nu foarte bogată, dar mă rog. Cine întreține familia la voi? Ambii suntem cu bugetul împreună. Cele mai multe angajamente probabil ia soțul. Da. Călătorii, întreținerea copilului. Da. Da. Cele mai multe, sigur că el, de multe ori el are gluma asta și zice banii tăi sunt banii tăi, banii mei sunt banii tăi. Și adică, de fapt, sunt banii noștri. Valeria, soțul tău fiind arab, el are o altă viziune asupra femeii, asupra familiei. Ce nu ai fi tu acceptat în relația voastră? Ce nu aș fi acceptat? Cu siguranță a doua soție. N-aș fi acceptat. Să te convertești, să primești religia lor? Nu e neapărat, de aici ți-am zis că e puțin altfel, are alte viziuni. Dar dacă ți-ar fi zis, uti Valeria, nu. Categoric. Nu. Deci nu poți să impui cuiva ceva ce vrei tu. Fiecare are dreptul la o replică, fiecare are dreptul la orice, știi? Adică e dreptul meu.
Eu mă uit acum la tine și dacă nu aș cunoaște istoria ta, nu aș zice că ai o căsnicie cu un arab. Nici el nu aș zice. Este gelos? Nu știu dacă e gelos. Cred că ca fiecare bărbat, cred că e puțin gelos, dar n-am avea motive, știi? Nu cred că avem motive. Aveți prieteni de familie arabi care vă vedeți? Da, ne vedem. Ne vedem, are și un verișor aici care locuiește, ne vedem. Nu atât de des, fiind atât de... Ei cum reacționează la faptul că el ți-a permis să te simți femeie? Pozitiv. Pozitiv. Pentru că, după cum ți-am mai zis, femeia aici totuși e ceva important în viața unui bărbat. Pentru că, indiferent cum se zice că bărbatul e capul familiei, da, dar fără femeie, totuși ea are cuvânt. Dar nu ea vorbește în ce zone există acele reguli stricte pentru femei? Cred că în Saudia încă mai există. De unde este soțul? Da. Mai sunt în Oman, cred că. În Dubai e cu mult mai... Libertin, orașul. Da, da, da. În Moldova, cât de des mergeți cu soțul? 2-3 ori pe an. Da. Sau poate să vie mama cu copilul acum, în curând vor veni. Prima dată când a mers cu tine în Moldova, cum mi s-a părut țara? Aterizam, a fost o istorie foarte... Cred că de fiecare dată se întâlnește cu prieteni și le zice că atunci când aterizam în Chișinău, în Dubai fiind atâtea lumini și la Chișinău, și zice, eu îi zic, uite, în sfârșit, aveam niște emoții, îți dai seama. Și el zic, ajungem. Și el se uita pe geam și zice, păi unde ajungem? Nu e lumină. Ne ducem direct la țară? Adică a fost, pentru el a fost și un șoc puțin așa, pentru că Republica Moldova era foarte, foarte, foarte departe de ce cunoștea el. L-a uimit cumva sărăcia care a văzut-o acolo? L-a uimit, nu cred. Nivelul de trai. Nivelul de trai, dar știi, de multe ori și le povestea și prietenilor, că zice, oamenii ăia, nu fiind bogați, nu având atâte averi, nu având, nu știu, material, nu, dar erau atât de buni. L-a uimit faptul că când mergeam, spre exemplu, când am mers la țară, la părinții mei, am fost la o soră de-a mamei, în ospeție, și faptul cum moldovenii noștri, din ce nu au, o să-ți puie pe masă. Sunt foarte ospitalieri. Da, foarte. Deci asta l-a uimit într-un... Și m-a întrebat, dar ei sunt bogați? Zic, nu, păi dar de unde au? Adică pentru ei... El cu ce se ocupă? Au un business de familie, au o rețea de magazine cu pijamale pentru femei în Saudia. Și chiar faptul ăsta, cei ce a văzut în Republica Moldova, nu l-a speriat, adică dragostea l-a speriat chiar din contra. Din contra, chiar la de fiecare dată când venea, îi plăcea. Și uite, îi plăcea, spre exemplu, la țară. Liniștea aia. Natura, verdeața. Natura, păsările dimineață, ciripind. De multe ori mergeam vara, pentru că eu urăsc frigul. Și lui plăcea, sau invers, el că a mers odată de Revelion, atât de mult i-a plăcut zăpada văzut pentru prima oară. Deci ca un copil se bucura de zăpadă. Ce bucate tradiționale moldovenești îi plac? Tot, în afară de răcituri. De ce? Pentru el zice că eu nu înțeleg cum găina dansează. Doar asta nu. Dar aici, în Dubai, pentru el, în familie, gătiți bucate? Da, și el gătește și eu gătesc, deci la sărbătorile noastre... Zeamă, sarmale, da. Mămăligă cu friptură? Da, da, mămăligă, iubește mămăligă cu pește, cu moșdei. Carne de porc în familia voastră se mănâncă? Eu mănânc, el nu mănâncă. Da, nu avem restricții, dar el nu mănâncă. Adică e foarte libertin la voi în... Da. Asta contează.
bea și un pahar de vin, îi place vinul moldovenesc. Da. Sunteți împreună de 16 ani. Din 2007, nu știu eu. 2008. Ați, deja v-ați 2007, căsătorit. Da, deja în 2008 trebuia să ne căsătorim. A fost foarte greu să ajungem în Republica Moldova, deoarece aici în Ioia, pe timp, nu aveam ambasadă. Și trebuia să facem invitație de acasă, după care cu invitația să mergem la ambasada unde se afla în Turcia. Pentru prima dată am primit refuz, a doua oară am primit deja invitația, dar la ambasada am primit refuz și uite așa a durat. Cum sărbătoriți evenimentele? Mă refer tu, Paște, Crăciun, el au... E o tradiție la noi în familie, deci e unică dată în an și e sărbătoare de Paște, când merg la biserică. Este aici, în Dubai, biserică creștină? Da, da, da. Avem și în Șarșa, este și în Jebel Ali. Da. Și el sărbătorește împreună cu tine? Da, îi merge cu mine la biserică, mă așteaptă. Dar când sunt sărbătorii caracteristici musulmanilor? Sărbătorești împreună cu el? Sărbătorim iar împreună, da. Noi, moldoveni, avem foarte mult sărbători și vrem să sărbătorim cu toți. Da. Valeria, mulți care vor privi acest interviu nu vor crede că tu ai o viață atât de frumoasă, că trăiești cu un arab și ai o viață atât de frumoasă. Mulți cred în stereotipul ăsta că, fiind domnișoară, ai venit în Dubai intenționat, ai făcut cunoștință cu un arab pentru o viață mai frumoasă și mai ușoară. Nu cred că... Nu știu, n-am avut niciodată tendința de a avea pe cineva bogat. Am avut tendința de a avea un bărbat lângă mine cu suflet mare. Cu un suflet, cum zic eu, de obicei, cu un suflet bogat. Asta a fost, da, o... Dar de ce există stereotipul ăsta? Că, mă rog... Fetele vin aici ca să-și... Și nu neapărat din Republica Moldova, deci da, da. Pentru ei, adică oamenii albi, oamenii ca noi, suntem ruși. Și indiferent că zic eu că sunt din Republica Moldova sau sunt din Kazakhstan, România, pentru ei noi suntem ruși. Da, dar de ce există stereotipul ăsta? Cuti, fiind domnișoară, te-ai căsătorit cu un arab pentru o viață frumoasă și bogată. Poate că venim din țări mai puțin bogate. Cred că ar fi fost prima care le-ar veni în cap, dar nu. Eu cred că depinde ce vrei în viață să faci, știi, și asta. S-ar fi putut să fiu și acasă, să întâlnesc pe cineva. Cunosc prieteni care au făcut cunoștință în Republica Moldova chiar. Dar din cât timp spuneai tu, până ajungeți în Dubai, soțul tău a fost de câteva ore în Republica Moldova. Nu, a fost după ce... După? Da. Aha. A fost pentru... deja cu mine atunci când a fost prima dată în vizită să facă cunoștință cu mama deja. Dar cunoști persoane care, mă refer la femei, care au făcut cunoștință cu un arab pentru o viață mai ușoară? Personal nu cunosc, dar am auzit, sigur că, știi, între prieteni se aud, adică anumite istorii, dar personal m-am cunoscut. Dar până la urmă, cum ziceai tu, totul depinde de tine, ce-ți dorești și ce scopuri ai în viață. Da, sigur. Să depinzi de cineva sau să-ți faci o carieră și să fii la același nivel cu soțul? Da, cred că... Uite, mă întrebi acum și stăteam și mă gândeam de dacă vrei să te căsătorești cu un bărbat bogat. Acești situații ar putea fi și la noi acasă, da? Adică, dar nu cred că ar trebui să ne gândim, nu înțeleg de ce lumea merg în opposite way, știi? Adică în negativ. Adică trebuie totuși, eu, spre exemplu, mă bucur când cineva se merge bine, e fericit. Trebuie să ne bucurăm pentru asta. Sunt niște momente care în viață ar trebui să ne bucurăm de succesul cuiva, de fericirea cuiva și n-ar trebui să ne bucurăm de scârba cuiva, de un necaz a cuiva. Trebuie să fim mai buni, mai blânzi. Sunteți împreună de 16-17 ani. Cum ai putea să descrii relația asta de căsnicie pe care o ai cu el?
Frumoasă. Noi, el foarte mult călătorește și cred că asta a întărit relația noastră, pentru că fiind poate o săptămână, pleacă în Saudia, după care revine. În vacanță în Republica Moldova mergem și, nu știu, e frumos. Porți numele de familia lui? Nu, am rămas pe numele meu. Băiatul? La fel, pe numele meu a rămas. N-a fost, adică, să Dar zic în adeverința de naștere este indicat el ca tată? Da, sigur, sigur, sigur. Da. Aveți ceva al vostru aici? Nu, dar planificăm acum în vară să cumpărăm ceva și noi. Unde vă vedeți viitorul? Acasă. În Moldova? Da. Dar cum rămâne cu soțul? Acasă. Pentru el, el ar Moldova, fi acasă. De acord ca să da. Vină în Republica Moldova? Da. Lui chiar îi place. Îi place. Îi place și acasă. Pentru că are deja și prieteni acolo. Avem nașii, avem cumetrii. Și el se simte la fel bine. Știu că mergi foarte bine, foarte des acasă, pentru că vă așteaptă băiatul, da. Mămica ta, da. Care datorită ei, și eu îi mulțumesc mult, că datorită ei mi-a făcut cunoștință cu voi, vă cunosc pe voi. Ce îi spune mămicăi băiatului că, uite, în câteva zile va fi interviul cu tine? Mama e icoana mea sfântă. Mama a fost omul care m-a criticat, dar care, știi cum, mi-a spus adevărul, știi, și m-a făcut să cresc. Pentru că mereu mama mi-a zis că tu poți. Nu există nu poți, există doar nu vreau. Și ea a fost totul, adică ea a fost cheia succesului meu. Vreau să zic că niciodată noi n-am primit, adică, uite, vorbeam odată chiar cu sora mea și ne gândeam, deci mama nu ne-a complimentat, să zică bravo, dar mereu ne-a zis, ok, uite, vezi, aici trebuie să fie așa, aici ar putea să faci asta mai bine. Asta ne-a făcut să fim mai puternice și să mergem, cred că, mai ușor în viață. Pentru ce ai mulțumit mamei? Pentru timpul ei, pentru faptul că ne-a născut, suntem sănătoși și putem dărui dragoste. Băiatului ce îi spune? Băiatul e cadoul meu prețios a vieții, care a fost atât de mult așteptat și îl iubesc foarte mult. Toți vor să vină în Dubai, pentru că este un oraș al oportunităților. Voi vreți să veniți în Republica Moldova, să vă reîntoarceți acolo. De ce nu Dubai? Ce nu vă place aici? Nu sau, că nu mi-ar plăcea, sau ce vă lipsește? Îmi lipsește natura, îmi lipsește aerul. Aerul de acasă. Știi, se zice la noi, fie pâinea cât de rea, tot mai bună în țara mea. Cam asta, sunt o patriotă înrăită și de fiecare dată când am ocazia și aș putea schimba ceva, spre exemplu, au fost alegerile, de fiecare dată am mers. Ne-am mobilizat toți moldovenii de aici și am mers. Pentru că... Da, vrem să schimbăm ceva și noi suntem cei care putem face ceva. Dar îți dai seama că dacă te vei întoarce în Republica Moldova, ar trebui să ai un buget ca să te poți întreține? Sigur că voi fi nevoit să am un buget, pentru că... Și pentru asta muncești acum? Da. Cred că pentru asta muncesc, pentru asta... Aș putea, spre exemplu, să dau în chirie casa, care o apartamentul care... Îl am aici și aș putea trăi, pentru că, de fapt, nu am nevoie de bogăție, am nevoie doar să ofer copilului meu carte și... Este o viață scumpă aici, Valeria? Da, adică cum, depinde. E scumpă, da, sigur. E scumpă. E un oraș foarte scump. Ca să ai o viață decentă lunar, de câți bani ai avea nevoie? Dacă să luăm la chirie, depinde în ce zonă vrei să stai,
Zona unde stau eu, mi este comod că e aproape de muncă, stau la 15 minute și anual plătesc 40.000 de dirhami. Echivalentul la 10.000 de euro. Da, cred că la 10.000. Ce ar însemna 1.000 pe lună. Sau cât. Tu ceea ce faci îți ajunge pentru o viață decentă. Da, da, da. Nu depinzi de soț. Nu, nu, nu. În niciun caz. Poate se vor găsi și din cei care te vor critica și vor zice că nu spui adevărul, ce le-ai spune? Adevărul... Care adevăr? Eu sunt asta și atât. Un adevăr care vrea cineva să-l audă, nu știu care. Nu am, eu nu am, adică eu sunt deschisă în, ca o carte, știi? Mă întrebi și îți spun și singură că îmi place să comunic. De-aia cred că sunt atâția ani. Știi ce mi-a plăcut foarte mult atât la tine cât și la sora ta, Ana? Că din start mi-a zis, Adrian, nu văd o problemă. Da? Am ce povesti și vreau să povestesc. Însă sunt, sunt moldoveni aici care nu știu de ce le este frică să vorbească în fața camerei despre realizări, despre viața de aici. Nu știu de ce. Ce i-ar face să... să... Gura lumii sau ce o să creadă lumea, ce o să zică lumea? Cred că mulți, spre exemplu, ar merge pe invidie, pentru că lumea, cum, precum și-am spus, lumea nu prea se bucură de un succes. Lumea ar încerca să critique, să arunce cu noroi. Cred că asta ar fi motivul. Ții nu ți este frică? Nu am de ce să-mi fie frică. Tu trăiești viața ta frumos și bine alături de familie, de un soț arab și pentru tine nu contează cei ce gândesc alții. Pentru tine contează familia să fie fericită și sănătoasă. Corect. Familia, mama, tata, fratele, surorile, asta e cel mai important în viață. Oamenii cei mai apropiați. Că am o mână de oameni și cu ăștia aș vrea să fiu. Valeria, eu îți mulțumesc din tot sufletul. Să știi că am avut o mare plăcere să stau astăzi la tine să discutăm. Știu că ești foarte ocupată și îți mulțumesc că ți-ai făcut timp, o oră și pentru noi. Și de fiecare dată, când voi veni la Dubai, ne vom revedea. Cum are sigur drag. Vă face episodul 2, știi? Și uite așa o să... Și 2, și 3, și 4, și 5. De ce nu poate și Republica Moldova la Hâncești? Da, de ce nu? Da. Îți mulțumesc din tot sufletul, sănătate și numai bine. Vă mulțumesc și eu și să ne auzim. Le mulțumesc și celor care ne privesc, iar dacă v-a impresionat povestea de viața a Valeriei, intrați pe canalul meu de YouTube, lăsați un comentariu, un like, abonați-vă. Aveți grijă de voi și de cei dragi.